regulile pe piața imobiliară, cei care cumpără sau vând locuințe ar urma să plătească taxe și impozite mai mari de anul viitor. E varianta la care se gândește coaliția de guvernare pentru a strânge mai mulți bani la bugetul de stat. Analiștii spun însă că măsurile îi vor face pe români să bată în retragere atunci când vine vorba despre achiziția de locuințe. Modificarea codului fiscal aduce noi reguli pe piața imobiliară. De la 1 ianuarie 2022 s-a decis aplicarea unui TVA de 5% pentru locuințele care valorează până în 700.000 de lei. Acum, autoritățile vor să schimbe din nou regulile și să micșoreze acest plafon până la 450.000 de lei. Așa că, din 2023, este foarte posibil ca pentru locuințele care valorează mai mult de 450.000 de lei să plătim un TVA de 19%. În acest moment, el ar plăti la 100.000 de euro, 5.000 de euro TVA. În eventualitatea în care se schimbă înapoi, practic, acest plafon la 450.000 de lei, acest client va trebui să plătească 119.000 euro, adică 14.000 de euro suplimentar, în condițiile în care în mai toate precontractele prețul este prevăzut ca fiind prețul net plus TVA, TVA-ul în vigoare la data semnării contractului final. Scutirea de impozit acordată persoanelor fizice la vânzarea de proprietăți imobiliare ar urma să fie și ea eliminată și se va reveni la sistemul utilizat până în anul 2017. Dacă am dobândit proprietatea mai devreme de un an și o revând, atunci voi plăti un impozit de 3%, pentru că este clar că este un scop speculativ. Sau dacă am o proprietate deținută de mai mult de 2 ani, impozitul va fi 1%. Adică, din nou, mai mulți bani scoși de proprietarii de locuințe. Cei din domeniu deja critică măsurile. Din nou asistăm la o schimbare a regulilor în timpul jocului, ceea ce denotă instabilitate, lipsă de predictibilitate, lucruri care fac foarte rău economii. Este o lovitură pentru piață o asemenea măsură. Sunt niște măsuri care vor să atragă bani la bugetul de stat, dar față de populație nu sunt binevenite. Calculele guvernanților s-ar putea să dea însă cu minus. Românii se gândesc oricum de mai multe ori înainte să facă o achiziție în această perioadă. Dacă va veni probabil o criză, așa cum ne așteptăm peste câteva luni, una din asta dureroasă, istorică, probabil nu se vor strânge acei bani, întrucât se vor reduce tranzacțiile de vânzare. Lista de măsuri din domeniul imobiliar încă nu a fost bătută în cuie. Prevederile finale vor fi anunțate și adoptate în perioada următoare.